be amazed at how many people actually don't realize the types of things that you can do to save money. And this might mean things that are extremely, normal, regular, which means maybe not letting the water run while you brush your teeth, shutting off lights, turning down the heat in the house. But these are some helpful household hints that perhaps, you know, through the years, people have neglected to look at, or that the education system failed to talk about. Early teenagers, late teenagers, need to learn the value of what it is to work and earn money and have a small budget. And if you start early, then you don't have a situation where, you know, all of a sudden you become 23 years old, you get a job, and you spend your money on everything. Right, so I think that at some point in time, if they need to understand that saving your money, okay, a 17-year-old, if you start saving today, 10-year-old a month, right, and he continues to keep that savings discipline until he's 60, he will not have a problem with the pension program in any country. If you reach people when they're young and you build that discipline in their minds and in their culture, then their later years are not so difficult. We have customers that are in difficult situations because they just didn't understand how that budgetary, they thought everything was going to go up, right? And that there would always be a great economy. Well, it doesn't happen like that. Programul Money Sense, dezvoltat de Ardies România, este un program de educație financiară adresat atât tinerilor cât și persoanelor adulte, oricui practic, în ceea ce privește, în primul rând, administrarea finanțelor personale, adică ce înseamnă să ai un buget personal și să ți-l gestionezi de-a lungul timpului. Dacă poate, uite, ar trebui să mai crezi veniturilor sau sunt cheltuieli la care pot să renunț, să le reduc, poate dacă am economii, nu am economii. De asemenea, te gândești, ok, care este gradul tău de îndatorare, cum pot să reduc lucrul acesta pentru a avea o situație financiară sustenabilă în timp. Practic este un fel de, să spun, analiză financiară, așa cum poate te duci la doctor să-ți analizezi sănătatea, așa Money Sense te ajută să-ți analizezi echilibrul din punct de vedere financiar. Se referă și la explicarea diferitelor produse și servicii bancare, adică ce înseamnă un card de credit, când îl folosești, ce înseamnă un credit ipotecar, care e diferența între un card de debit și un card de credit, pentru că neînțelegerea diverselor produse și servicii bancare ne aduce în ipostaza de, ne afectează acel buget personal și echilibru de care vorbeam mai devreme. Ne așteptăm să vină persoane care au probleme cu datoriile, deși programul nu le este destinat în exclusivitate, deci practic oricine poate să beneficieze de Money Sense. Probleme, oameni care au avut diverse beneficii de produse și servicii bancare și poate, eu știu, n-ai înțeles de ce ți s-a aplicat un anumit comision, a retras de la bancomat cu cardul de credit și a trebuit să plătești mai mult. De ce? Noi nu vrem să oferim sfaturi. Noi suntem ca un fel de coach. Reprezentanții Money Sense chiar au beneficiat de o sesiune de coaching în care ei pun întrebări. Ei nu îți spun reduc cheltuiala aceasta cu 10% sau nu mai te abona la acest iar, taie această categorie de cheltuieli. Pentru că nu asta este ideea. Mai mult ei întreabă tu, dacă ar fi să te gândești la cheltuielile tale, care crezi că sunt mai puțin prioritare și care te-ar ajuta pe termen lung să și economisești. Și atunci tu te gândești și îți iei propria decizie. Că ne uităm și la acele acțiuni care ajută să fii mai prietenoși cu mediul. Nu știu, poate îți aduci, dacă stingi lumina, îți vei economisi și la factura de electricitate. Și lucruri de genul ăsta, sau să călătorești spre serviciu cu o dată pe săptămână cu bicicleta, mai economizezi și la benzină. Lucruri de genul acesta. Și partea pentru liceeni, de ce credeți că au nevoie ei de un program specializat? Cred că toți avem nevoie de educație financiară, chiar și eu personal lucrând în acest program am învățat foarte multe și colegii mei spun același lucru. Având în vedere că în România, eu cel puțin la școală, nu am făcut lucrul acesta, cred că e o mare nevoie și cred că fiecare program care se adaugă paletei de educație financiară nu poate decât să ajute. Deci, și din experiența cu elevii pe care o avem, ei primesc, feedback-ul este foarte pozitiv, ei sunt foarte interesați, sunt practice, concrete și cred că sistemul nostru educațional de asta are nevoie, de cât mai multe lucruri aplicative.